Incidentul s-a petrecut la liceul Ion Mincu din zona centrală a orașului. Eleva împreună cu alți colegi și cu o parte dintre părinți pregăteau sala de clasă pentru serbare. În timp ce vopseau ramele de la o fereastră, geamul s-a spart cu zgomot. Fata, având probleme de sănătate, s-a speriat atât de tare încât a suferit un atac de panică. Pentru a evita căderea, s-a prins de perdea, moment în care garnișa i-a picat direct în cap. Da, o elevă, Savo Andreea, din clasa 9, își făcea curățenia de sfârșit de an în sala de clasă, împreună cu părinții, și-au reamenajat, și-au modernizat sala de clasă și făceau curățenie după modernizare. Se pare că a avut un atac de panică, este o elevă cunoscută cu probleme cu boală de inimă, nu este pentru prima oară când acest an am chemat salvarea pentru ea, ori de câte ori s-a făcut rău, salvarea a venit. Au venit, după ceea ce am vorbit cu cei de pe salvare, au dus-o la spitalul lui Surcanu, urmând să primească îngrijiri medicale. Au fost și un echipaj de poliție, au luat datele copilului, am luat legătura cu mama fetei prin dirigintă și am comunicat ceea ce s-a întâmplat. Un echipaj de la salvare s-a deplasat de urgență la fața locului și a transportat-o pe fată la spitalul de copii. O elevă provenită de la un liceu cu profil artistic, în timpul practicii școlare, a suferit un traumatism minor prin o lovire de o garnișă, după care ea în cădere s-a tăiat la unul dintre degetele membrului superior. Starea ei este perfectă, pot să spun, s-au evaluat funcțiile vitale și probabil va fi investigată radiologic și mai apoi ortopedic-chirurgical, după care se va decide transferul sau menținerea ei în spital, iar dacă toate lucrurile decurg bine, în următoarele ore, serviciul de urgență va elibera pacientul la domiciliu. Medicii au reușit să o stabilizeze, dar o vor mai ține sub supraveghere pentru a se asigura că este în afara oricărui pericol. Nu este pentru prima oară când fata este luată de ambulanță și dusă la spital, ea având afecțiuni cardiace.